Este se pare pentru că prima dată că... când vin în emisiune când... Dar ieri cine ți-a făcut cumpărăturile? Eu, cred că eu. Uite, uite la mine că nu am făcut aici. Cred că eu. Dar l-ai luat direct de la Neversi. Ai venit cu porodici de la Neversi. Deci de mâncare nu murim de foame cum e asta. Mulțumim, Nicolae. Tărie după ce am pârlit puiul. Cum sună asta? Păi ce să facem? Așa e, da, l-am curățat frumos. Pui pârlit în zilele noastre poate să însemne mai multe lucruri. Da. Adică poate să fie pârlit sau poate să nu fi fost al tău, să-l fi luat de la vecina. Da. Bun. Oricum ar trebui pârlit. Se face o fiertură de... Din oase, am avut pulpe cu os, le-am dezosat. Normal că n-am aruncat oase. Am avut niște ciuperci, am pus niște ceapă, niște usturoi. Bun. Ieri niște pătrunjel mi-au rămas și nu l-am aruncat anume pentru o supă. Logic. Aici o să fac un fel de supă asiatică. Și vreau să fie foarte intensă. Din acest pui o să fac două feluri. O bucată îl pun în supă. Și fac o bucată, am 5 bucăți. O parte până aici, o parte îl fac cu sos de teriyaki aici. Sos de soia, un pic de oțet de orez, zahăr, piper. O să fierb un pic cu niște ghimbiri și usturoi. Fac un sos foarte bun. Pe care să fac, îl pun peste o bucată de carne și orezul tras cu legume, bage. Și o să fac o sfeclă foarte faină lângă. O să mai fac o bucată de carne pe un pat de varză, o salată de varză dulceagă. Se mănâncă foarte tare în țările asiatice. Și japonezii mănâncă salată de varză dulce. Cu un strop de maioneză. Ce mai fac? Am la cuptor ceva. Ia. Yeah. Am o tartă la cuptor, bage. Cum o să face de mere. O tartă cu mere. Cu mere, da. Da, cu mere. Împreună cu mere. Și mi-a luat niște gem în frigider și pe partea de jos am pus pe foietaj niște gem ca să nu arunc și să curățăm în frigider. Mulțumim tare mult. Iată că și fără cumpărături se poate face treabă. Da. Cu ce mai găsești prin frigider, cu ce se mai așa. Măcar noi nu arunc. Da, e... Nu, e pentru un prieten. Doar voiam să... ce a făcut Badi aici? Arată așa... Ați citit ce zile mai sunt azi? Da. Da? Ok. Da, ați făcut glume cu zilele azi? Da. N-ai avut spus. N-ai avut glume? Nu, prea mult. Nu. Ce zile sunt? Uite, am vorbit despre afine, ce mai vrei? Nu, o să zi testa. Afine. Da. E ziua în care nu calci pe albină. Da. Ce faci, mămăligos? Mămăligos. Hai să mai stăm o săptămână pe platoul ăsta? Două. Aia fac curățenia. No, adică vrei să folosești tot să nu mai rămâne nimic. Bine, nu sunt lucruri aruncat, dar vreau să zic că, uite, exemplu, am găsit niște malai și ziceți, aruncă, e bun malai. O bagi și o să fac, mi-a dus aurică ieri. Yes. Trei pungi de brânză, mai multe feluri. Ce asta? Că n-are gust de brânză. Cașcaval. Asta e cașcaval, bade. Și cu o brânză de burduf amestecată. Și atunci mă gândeam să fac și o mămăligă cu brânză. Ce faci bulzi? Mebesești, nu, în straturi și o să pun niște o prăjite pe deasupra. Mamă, te-ai văzut. Și asta e orez, nu? Asta e orezul, da. Și ia să văd, e bun? Mă, mie-mi place, gustă să vezi un pic. Asta e japonez mai mult, pentru că e cu foie nori, din aia, nori, de, cum zicea, de... alge. Ba, de-aș mânca de asta non-stop. Este, da. Este foarte mult. Dacă mai pui și niște mazăre și alte legume prin ea... Păi nu că am pus ouă, am pus... Nu îți place cu mazăre? Stai, mă, păi nu că nici gustă-l, că nu e orezul serbesc. Da, am gustat, este foarte bun. E orezul asiatic un pic. Este asiatic, da. Nu, ăla, zi de zi. Da. E la facultate, zice, mamă, îți trimit orez serbesc. Era același pilaf obosit. Am făcut și o supă cu ou și tot de pui până ea, să știi, foarte bună. Așa groasă? Supă groasă asiatică, îmi place foarte mult, dulce. Și asta o mănânci cu ceva sau? Să mănânc așa, că am pus carne înăuntru, am pus și carne înăuntru. Ce faci, dansezi în ciorbă, nu? A venit pecinosul ăsta. Ce mă, să nu gustez așa degeaba. Miroase foarte bine. Din oasă, am făcut din oasă, bani, am arcat mic acolo. Îți place tava mea, a rămas pe aici. Blind restaurant, știi că nu poți să vezi asta. N-arată bine. N-arată bine. Hai că n-arată nici rău. Dar asta e doar din cauza zdrențelor de ouă. Da. Dar mie îmi place cu zdrențele de ouă. Mi-aduce aminte de copilărie, așa făcea mama ciorba de pui dimineața cu zdrențe de ouă, așa. Haide, nu mai huliți, nu mai râdeți. O să fac niște pui prăjit cu niște sos pesto, pe un pat de roșii. O să fac un pui cu teriyaki, bade. Da. Și le amese pe toate, adică fac mai multe lucruri. Dar să nu mânca să torez până la capă, bă, asta pentru că bine. Hai să lăsăm atunci pe Nicolae să-și termine mămăligul. Cât mai durează? Mămăligul? Da, să mă uit la ceasul ăsta, cum zvă cât e. Dacă nu, merge. Dacă spun că nu merge ceasul. Mamă, nu-i merge ceasul. E și 10. E o săptămână. 10, da. 11 și 10. Da, ai 50 de minute. În 50 de minute trebuie să termin mămăligul. Hai de mine, că mai fac dacă mă enervești ceva. Tocmai ce am zis săptămâna trecută că mama n-are dreptate.
care mi-a zis, mă, dar nu-i ajung 4 ore lui Nicolae să termine. Zic, nu, mama, că e... Așa e stilul... Artist, eu sunt... Bade, bade, că ești artist, că te iubește tare. Să rămână, doamnă. A făcut niște bunătăți, Nicolae, așa nostru. Asta de pomasă, te rog, dă-o la o parte. O mai folosesc și eu la mine la serviciu. Dacă mai vin colegi de la șef la cuțite de la noi... E friptura. Mai aduceți-ne și nouă o mânușă, o... Da, mă, că aia de la ei o avem. La ei o avem, scrie șef. Nu, scrie, dar nu e de la ei. E de la mecanicul meu auto. Ce faci, mă? Hai că este minus unul la masă. Bun. Ce ți-am întrebat? Povestea. Am mai trimis pe unul acasă. Povestea. Ai pus puiul în sosul ăsta teriyaki să fiarbă? Da, da. Asta ai făcut, nu? Da, da. Ok. Ce conține? Cum ți-ai dat seama? Ce conține sosul teriyaki ăsta? Sos de soia, zahăr, am pus și ghimbir și usturoi în bioțet. Ai putea să ne spui niște cantități, așa, dacă te întreb? La ochi, eu pun. Ochiometric. Mulțumesc. Mai pun un pic, mai așa. Mai bere. Corect. Gustul da. Gust, degeaba. Așa le luăm pe rând. Și cât lași puiul ăla să fiarbă în sosul ăla? Prima dată l-am tras în tigaie, bai, l-am făcut un pic crunchy și după aceea am pus sosul și las să fac un pic de jus. Pe jos, pe jos mă tigaie, da. Și nu se arde sosul ăla? Nu, Băduca, nu se arde. Nu, fii atent. Acum pregătesc așa orezul, o legume japoneză, ăsta e cu foi de nori și o să pun peste, bai. De ce? Foi de ce? De alge, pardon. Alge. Fii atent, am și niște verdeață. Am și niște verdeață. Aici am niște supă, bă, de o pune aici, Nic. Nic, fii atent, supa asta nu arată bine, bă, scuză-mă, vreau să o guști. Nu glumesc, e bună, am gustat-o, e foarte bună. Am un lejer dulce acrișoară, bă, de pește, ce-a zis? Da. Uite. De ce? Nu mă de pește, de pui, tot de pui. Foarte bun, crede-mă. Hai să vedem, are e foarte bun. Ca e și foarte bun. Serios. E chiar e foarte bun. Degustoase mai puțin aspectoasă. Ce bun, nu mai contează. Arată ca un avion care s-a întâlnit cu o pasăre, dar arată e foarte bun. Zice, ne trebuie niște crutoane, mergeau. La ce? La ciorba asta. Ai pâine. Nu. Unde mănânci? Ah, unde sunt crutoanele de la Savoria? Cu ce surile astea? Nu-mi place cu brânză. Vezi că am mai făcut un pui bani aici. Cum să nu-ți placă? Pentru că totul este bun la Savoria, Florin. Da, mă, dar brânză maturată chiar nu. Am brânză simplă. Florinache. Bai, de vezi că mai am un pui aici foarte fain. Vreau să-l guși pe ăsta. Da. Un pesto foarte bun și și ceapă roșie croncană pe deasupra, bai. Vezi, dacă nu mergi la Savoria, te neci? Da. Ce să-ți dau aici? Nu pune pe oare. Nu pot. Așa, deci, pe orezul pe care l-ai dres cu un pic de condiment japonez și cu niște salată. Da. Niște zdrențe. Niște zdrențe, da. Da, mă, zdrențe, le zice la astea. Lături, vrei să le zic cum le zic? Ce vocabulare de bucătărie ai, Florine? Ai. Bade, ideea e că am început dimineața cu 2-3 lucruri, că n-am știut ce să fac. Noi suntem vocali, că suntem promiți. Până la urmă avem pentru prima dată în istorie, asiatic, nu a făcut cumpărături. Adică a gătit. Pentru prima dată. Puiul a venit singur. A venit încet. Nici nu s-a păzit pe drum. Am făcut un pesto cu niște pui prăjit foarte bun. Ceapă în loc de... Ăsta a venit, dar a venit cu spatele. Asta e bun. Ieri am primit niște castraveți la o invitată noastră din grădină. Sunt foarte bune. Adică aici am făcut o salată de varză asiatic. Și ai scos sâmburii, sunt nemaipomeni. Da. Și sub asta, plus o tartă de mere care trebuie să o mai încălzesc, am uitat. O mini tartă de mere, Bade. Tartă mini mere cu înghețată pe ea. Cât ai făcut, Bade? Dați-mă tartă! Nu, e o tartă de mere, credeți-ne pe cuvânt. Adică, ce faceți? N-aveți încredere în ce formulăm noi? Lasă că arată frumos aici. Și mâine, ți-am promis, mâine. Eu nu o să fiu de ziua Franței. Mâine vreau să fac... Mâine sunt, dar nu o să fie de ziua Franței, 14 juie. Și atunci o să vă fac mâine... Ce? Croasante. Cum? Supa lunio, și parmoncie. Supa de ceapă. Mai multe vă fac, mâine franțuzești. Da. Demain se vive la France à l'avance. Aurică, crembuști! Zi frumoasă, pa! Pa!